Aș vrea să mulțumesc pe această cale colegilor mei, și aici mă refer nu doar la cei care sunt aici alături de mine acum și care vor conduce în perioada următoare, sigur, în calitate de împuterniciți, în funcțiile pe care au fost împuterniciți, destinul acestui inspectorat. Să mulțumesc în egală măsură tuturor colegilor din inspectorat și aici mă refer la colectivul de ofițeri, agenți, personal contractual. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și sper să nu fiu interpretat greșit pentru toate reușitele mele familiei. Familiei, mari familii, să-i spunem, dincolo de familia polițiști, familia personală. Vorbesc de părinți, soție, cele două fiice care, în multe momente, poate că aveau mai mare nevoie de mine, poate că situația a impus ca eu să nu s-au impus, s-au dus la lipsa mea de lângă ele și poate lucrul s-a pus o anumită amprentă, dar vă pot spune cu toată sinceritatea că au fost compensate aceste lipsuri prin efortul lor și prin faptul că au înțeles că această carieră impune, din păcate, multe restricții și multe privațiuni. Aș vrea de asemenea să mulțumesc instituțiile cu care Inspectoratul Județean de Poliție s-a aflat în relație de colaborare, de cooperare, de ajutor, de sprijin. Sigur, e o listă lungă de instituții care au fost și sunt, vor fi în continuare alături de Unitatea de Poliție și aici aș referi totul la instanțele de parchet, la instanțele din acest județ, la instituții care au atribuțiuni de aplicare a legii, jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Locală, administrația locală și administrația județeană, instituția prefectului, sigur și dacă am omis pe cineva, și alte celelalte instituții sau organizații sau unități în care în decursul timpului am desfășurat misiuni la care a fost necesară participarea și colaborarea dumneavoastră. Am să închei, pentru că e corect să-i las pe colegii mei care vin și preiau acest mandat, sigur care nu e ușor, care va presupune eforturi și privațiuni multiple, dar sunt tineri și sunt convins că această echipă tânără va produce un reveniment în activitatea inspectoratului, iar activitățile bune care s-au derulat în decursul timpului vor fi completate prin tinerețea și dinamismul dumnealor cu activități pozitive și cu reușite de plină. Greu, dar vă-ți curaj. Da, încep prin a vă mulțumi că sunteți astăzi alături de noi, aici la un sfârșit de carieră și la începutul unui drum pentru noi, pentru mine și cei doi adjunți. Doresc să mulțumesc conducerii Poliției Române că s-a gândit sau a considerat că eu, împreună cu cei doi adjunți, putem să ducem mai departe, să continuăm proiectele începute de către posta conducerea IPJ-ului și în același timp sunt și onorat, sunt și încărcat de emoție și cred că este o responsabilitate foarte mare, mai ales când preluăm atribuțiile de comandă într-un moment nu foarte favorabil pentru Poliția Vânceană și pentru Poliția Română în general. Mă refer la deficitul foarte mare de personal, la personal profesionist și profesionalizat în acest domeniu. Dar eu sunt convins că vom putea continua proiectele începute și le vom duce mai departe, astfel încât comunitatea să nu aibă de suferit prin acest deficit de personal și prin alte neajunsuri care sunt acum în cadrul Poliției Române și Poliției Vâncene în particular. Eu, împreună cu cei doi adjunți, vom încerca să facem tot ce este mai bine pentru comunitate și să sprijinim comunitatea și sunt convins că dacă fiecare dintre noi ne facem cât mai bine și de bună credință datoria, vom reuși să ducem mai departe ceea ce ne-am propus și să primeze interesul general. Vă mulțumesc, o să am o relație deschisă cu dumneavoastră, ori de câte ori este nevoie, puteți să aveți un sprijin și colaborarea trebuie să fie și de o parte și de cealaltă. În rest, chiar nu știu ce pot să vă spun acum, în momentul ăsta, că e foarte, foarte la cald.